Jandarmeria română a fost admisă ca membru în Comisia Internațională de Salvare Alpină. Conducerea comisiei a transmis la sfârșitul lunii trecute certificatul care atestă primirea jandarmeriei în această instituție. Astfel, instituția jandarmeriei a primit recunoașterea internațională a capabilităților în ceea ce privește dotarea, pregătirea și competențele de salvare a persoanelor în mediul montan. De asemenea, este o apreciere a eforturilor instituției în domeniul serviciilor de urgență în mediul montan și constituie un reper important în ceea ce privește confirmarea competențelor de salvare în mediul montan al instituției, atât în cadrul MAI, cât și în relația cu alte structuri care acționează în domeniul intervenției în medii ostile. Calitatea de membru oferă acces la resursele de pregătire internaționale, participarea la schimburi de informații și de experiență cu practicieni din 41 de țări și 122 de organizații și va permite jandarmeriei să ofere comunității un serviciu de intervenție în mediul montan mai eficient, cu o resursă umană mai bine pregătită, conform standardelor impuse la nivel internațional. Asigurăm cetățenii județului nostru, turiștii care se bucură de zona montană, autoritățile publice și partenerii noștri că jandarmii montani maramureșeni vor da în continuare dovadă de dedicare și profesionalism în domeniul salvării montane.